În perioada 11-19 aprilie se primesc cererile pentru ajutorul de urgență sub formă de etichetă de 100 de lei destinate cumpărării de produse alimentare pentru masa de Paști. Categoriile de beneficiari care pot aplica pentru obținerea acestor etichete sunt pensionari fără aparținători legali sau ai căror susținători legal nu au posibilități financiare, familii cu mulți copii în întreținere pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ, familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora și persoanele cu handicap de gradul 1, 2 și 3. Beneficiarii trebuie să îndeplinească și anumite condiții, cum ar fi să locuiască singuri, să nu dețină proprietăți în afara domiciliului, iar venitul lunar pe membru de familie să fie sub salariul mediu pe economie. Aceste etichete, în valoare de 1 milion, vor fi acordate categoriilor pe care le-am menționat, în condițiile pe care le-am menționat, după ce vor fi efectuate anchetele sociale care să certifice că, spre exemplu, cei care solicită nu dețin teren în comune din județ. Spațiul lor de locuit este încadrat în condițiile minimale ale legii și nu peste limită și abia atunci e închis dosarul de anchetă socială, iar beneficiarul va primi acasă prin poștă, înainte de Paști, acel tichet în valoare de 100 de lei și cu lista magazinelor care vor intra în acest program. Cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență sub formă de etichet social vor fi completate de persoana singură sau unul din membrii familiei. Vor conține date privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii și vor fi însoțite de acte doveditoare.